Această emisiune este realizată cu sprijinul BMW România. . 14 martie 2013. Un antrenament obișnuit al echipei Steaua. Printre jucători îl vedem și pe fostul portar al Naționalei, Bogdan Stelea, care trage cot la cot cu ceilalți. La 45 de ani l-ar putea fi lejer tată la jumătate dintre ei, dar fizic stă mai bine ca toți. But I make good job, you know. Okay. If okay. I will be satisfied, maybe I will call you, maybe I will keep you. Who knows? We'll see. Yeah. Okay. We'll see something. Good luck. Good luck. Okay, thank you very much. Antrenorul echipei Mladen Ioic trage de ei fără milă. Cine vrea să joace la Steaua, trebuie să merite. Se termină antrenamentul și îl vedem pe Stelea primind un tricou de patron la Steaua. Okay. Să fie Stelea noul patron al Stelei, sună credibil. Stelea, patronul Stelei. Așadar, are Steaua un nou patron? Răspunsul e evident, da, avem un nou patron la Steaua. Povestea începe în octombrie 2012, înainte de sfârșitul lumii, și îl are ca personaj principal chiar pe gazda noastră, Virgil Stănescu, adevăratul președinte jucător al României. Chiar dacă e jucător de bază, în prima ligă la CSU Ploiești a acceptat să preia ca președinte echipa de basket Steaua București, care aproape dispăruse. După 16 ani în care a jucat basket la cel mai înalt nivel în 8 țări de pe 3 continente, ba chiar 3 continente și jumătate, s-a întors acasă la clubul care a rămas în inimă. Ce își propune să facă la Steaua vom afla în episoadele următoare. Tot atunci vom afla și poveștile fabuloase trăite de el în basketul din toată lumea. Singura perioadă din viața mea cu somnifere și cu... Da, a durat puțin, pentru că era numai spre final. Și atunci am... De fapt, atunci am experimentat vodka la ruși. Deocamdată ne interesează să aflăm cum s-a ajuns să avem patron nou la Steaua. Vă invit pe toți să patronăm împreună Steaua. Așadar, dorința lui e să aducă suporterii să patroneze clubul. La început, nimeni nu știa cum se poate face asta, așa că am luat-o din aproape în aproape. La primul meci pe teren propriu din acest sezon am căutat să aducem la echipă un suporter stelist adevărat care să patroneze din loje echipa, măcar în ziua meciului. L-am ales pe singurul stelist atât de pasionat încât și-a tatuat Steaua pe piele, permanent. Primul nostru patron a fost pianistul Mădălin Voicu Junior, care ne-a dus în casa părintească, celebra casă Voicu de la Grădina Icoanei, și ne-a prezentat o serie de steliști celebri care au trecut prin acea casă. Printre steliștii pe care vreau să vi prezint se află Henrik Schering, Zubin Mehta, mai în spate Antal Dorati, dirijorul Menuhin. Oistrakh este și cu Stravinsky, eu zic că sunt cu CSKA Moscova, deci toți steliști. Gogo Georgescu, de altfel stelist, dirijorul, marele nostru dirijor. Ne-a uns la inimă cu valsul numărul 9 de Chopin, pe care o să-l ascultăm pendelete mai încolo, interpretat la persoana întâi. Ai și bine. E, așa da, patron. Ce echipă nu și-ar dori patron la nivelul ăsta? Ca să se simtă cu adevărat patron pentru o zi, l-am luat de acasă înaintea meciului cu Craiova cu o limuzină de epocă. Oh, bine ai venit, patroane! Salut, capitane! Pregătit? Președintele Stelei l-a pus la curent cu toate detaliile până la sală, unde noul patron a luat loc în mijlocul lojii, și cum se cade pentru un patron adevărat. Numai la Steaua poți să vezi așa ceva, e clar. Echipa l-a răsplătit pe noul ei patron cu o victorie zdrobitoare la peste 100 de puncte diferență. Spectacolul a fost total pe teren, unde Petkovic mai avea puțin și își lua zborul. Ca și cum nu era de ajuns, iată ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului. Mai erau 2 secunde de joc când unul dintre jucătorii Stelei, The Big Small Ghiță, primește mingea. Patronul ordonă scurt din tribună, iar jucătorul se execută. Mingea zboară, se aude semnalul final.
Mingea mai zboară o vreme și intră perfect în coș. Spectacol total, patron fericit! Pentru noi a fost semnul clar că asta e direcția și că suntem pe drumul cel bun și am încercat să oferim patronului și alte senzații care să-l facă din ce în ce mai patron. Pe al doilea patron, probabil cel mai celebru fan stelist de peluză, l-am adus la sală cu o limuzină demnă de orice patron din lumea asta, de la Barcelona la Liverpool și de la Real Madrid la Steaua. Prietenii de la BMW România ne-au pus la dispoziție nava lor Amiral pentru ca patronul să plutească până la sală. Odată în viață ești patron la Steaua, nu? Mai mult, domnul patron Vișinescu a avut onoarea de a da lovitura simbolică de începerea meciului din campionat cu Asesoft. Lucru care s-a întâmplat și cu următorul patron, care fiind 8 martie, am zis să fie o doamnă, am extras-o din peluză pe cea mai pasionată stelistă posibilă. Nu știu ce impresie aveți despre suporterii de peluză, dar patroana noastră e studentă la medicină și nu oricum, e studentă de 10 pe linie. Și astea sunt media pe echipă, adică toate adunate, sumă. Asisturi, faulturi comise și care ți s-au făcut, mingi pierdute. Fatima Cșei și inimoasă rău de tot și dulce ca un cataif, după cum puteți vedea, ceea ce e firesc, că doar nu e doamnă iartă-ne, că vorbim cu păcat în postul mare, patroană la Dinamo. Cu Fatima am inaugurat o nouă experiență de patron. Mai întâi am dus-o la vestiar, unde a asistat la ședința tehnică de la pauză. Mamă, noroc că domnișoara vede lucruri aproape la fel de dure la disecția de cadavre, la cât sânge era pe pereții vestiarului și eu leșinam. Ce tu, și Chuck Norris leșina. De ce nu? I told you don't make shot. And I must pray you from shot. You don't transfer your hand. Ha? I'm not so sure. You must have respect for situation. Only if I told you of the 3-0 will make like to Dosa. Don't make shot at his head. Ei, ia spuneți voi, câți suporteri au avut privilegiul ăsta? Luați un pont. Zero. Niciun suporter al niciunei echipe din lumea asta, doar la Steaua se poate. Dacă ne permiteți, mulțumim și vă dorim o zi minunată. V-a plăcut asta? Mai mult i-am oferit Fatimei un tricou de patron la Steaua. N-am știut cum să-l facem și l-am făcut de damă. Să-l poarte sănătoasă, că e singurul de felul ăsta în lume. Iar băieții din tribună să facă bine și să zică de acum să rămână șefa. Pe cel de-al patrulea patron l-ați văzut deja, e Bogdan Stelea și nu l-a mai adus la meci, ci la antrenament, unde antrenorul Ioici ni l-a muncit ca pe un ocnaș. Tare, tare! După cum vom vedea la timpul potrivit. Însă cu Stelea am ajuns la forma ideală a simbolului de patron la Steaua. Ok. Tricoul lui Stelea, cel cu numărul 35, este unic, așa cum vor fi toate cele 2013 tricouri de acest fel. Vor avea un număr unic, iar posesorul lor va fi un patron unic. Dintre suporterii care și-l vor lua, vom alege viitorii patroni din lojă și viitorii fericiți care se vor antrena cu echipa lor favorită. Că n-o fi puțin lucru să joci în tricoul echipei tale de suflet, nu?
așteptați pe recepție cu ochii pe sport.ro și cu mouse-ul pe steaua basket.ro ori pe Facebook, căci vom anunța în curând unde vor fi disponibile tricourile de patron la Steaua, să le luați și voi din timp, că sunt o serie limitată de lăsat prin testament urmașilor cu sânge roșu și albastru. Asta e tricoul care e tricoul tău de patron. Cam asta a fost foarte pe scurt povestea patronajului pe care suporterii Stelei l-au la dispoziție. Și acum să punem întrebarea, cine vrea să fie patron la Steaua? Fiecare patron la Steaua vine cu mine. Scuze, am formulat prost. Cine nu vrea să fie patron la Steaua? Nu există în România de azi un privilegiu mai mare, așa că luați aminte la ce zice Bogdan Stelea, că el știe pe pielea lui. Veniți și voi să fiți patron la Steaua. Dragi potențial patroni, haideți să-i cunoaștem pe eroii noștri, căci 12 episoade de acum încolo ei vor fi personajele din singurul reality show de basket din Europa. Pe Virgil Stănescu știți acum, e gazda noastră și e președintele jucător. Ca și cum nu era de ajuns, Steaua are și un vicepreședinte jucător, pe fostul și iată viitorul mare basketbalist Adrian Voinescu. Și cu numărul 44, aplauze pentru Adrian Voinescu! La 40 de ani acesta s-a întors pe teren, căci nu-i așa, maieul e mai aproape decât sacoul. Iar Steaua are acum un președinte jucător și un vicepreședinte jucător. Beat this, baby! Mai departe, în staff îi avem pe antrenorii Ioici și Marcovici, care sunt niște personaje de film autentice. N-ați văzut așa ceva? Ia ascultați aici! If you have opportunity, you must kill them. Tomorrow they will kill us. That is way on the basketball. One more time. Taco se pravi respect. Deci, încă o dată, așa se face respect. Ne zatoșim la Steaua, zatoșim la Sfila, știu să-i biru, știu eu. Ne după nume sau ce aveți acolo, știu să fie Steaua. Munca! Ținem să precizăm că antrenorul principal, Ioici, refuză să-și ia permis de portarmă și bine face că nu știm unde s-ar ajunge. Jucătorii ori să-l placă, sunt niște meseriași dacă au rezistat până acum. Începem cu cel mai scump jucător al echipei pe care l-ați văzut deja în acțiune. El este Messi al nostru, zis și The Big Small Ghiță. Nimărește coșul și dacă aruncă din balta albă și driblează ca Dobrin în vremurile bune. Un alt jucător care are șanse să-și găsească o prietenă mai înaltă ca el este Gabriel Tudosă, zis și Eminescu. Are o detentă gigantică, mai ceva ca puricele din poveste. Ne-a distrus, ne omoară. Așa face de fiecare dată. O să mor tânăr ca Eminescu. Din același grup fac parte și Vladimir Biasuti Vulpe, un italiano vero de Ploiești, care atunci când prinde o zi bună, îl face de râs și pe Magic Johnson. Ultimul jucător care are șanse reale să se uite în sus la o fată este noul conducător de joc, Filip Samoilovic, un argint viu. O să-l vedeți la treabă, că de vorbit nu vorbește mult. Acum să trecem la giganții echipei, ăia care se uită în sus la o fată numai dacă ea stă pe cal. Dacă stă pe cal în picioare, ca la circ, evident. Andrei Pascu e militar de meserie și a jucat basket în America la mama lui, unde a făcut școala. 2 metri cu tot cu păr. Radu Paliciuc, extremă de mare viteză, genul de jucător care bagă mâna în coș până la cot și cam place să dea capace. Capac reușit, Radu Paliciuc! Bine, Radu Mami Radule,
Ferenc Biro, un tank de 2 metri și 4 centimetri cu care ar fi bine să nu te pui rău, are 100 de chile în cap fără să aibă burtă și vorbește ungurește fluent atunci când vorbește. Miloș Petković e sârbul nostru zburător, dacă își lasă mustață e late Larry Bird. Miloș, dacă îi interziști 2 zile să joace basket, moare de inimă rea, așa de mult îi place. Ionel Dodoc a venit de curând la echipă și e lunetistul nostru. Când toți colegii lui aruncă de la 3 puncte, el aruncă de la 6, 9 sau 12 puncte sau de la etajul 2 al clădirii. O să ne distrăm cu Dodoc. Asta e! Aici bate Cuba. Cosmin Albu are 2 metri și 9 centimetri, adică exact cât președintele Stănescu și în câteva luni de când îl filmăm, n-a scos niciun cuvânt, e mut ca leboda lui Lucian Blaga. Bănuim că e român, o să vă ținem la curent când o să-l auzim vorbind. Până de curând, el era gigantul echipei. O să ziceți, păi se poate să fie cineva mai înalt de 2 metri și 9 centimetri? Ei bine, da, avem acum un jucător care, dacă ar fi fost jucător de fotbal, ar scuipa coși de semințe în capul tuturor. El este Islam Shenai, un veteran de 36 de ani, cu o înălțime care variază între 2 metri și 17 seara și 2.20 dimineața, pe alocuri chiar 2.21 diminețile cu ceață. El este singurul care trebuie să se aplece să dea la coș. O să-i cunoaștem pe toți în detaliu, pentru că ei sunt eroii noștri și ai voștri, că voi sunteți de acum patronilor. 2, 3 și Steaua! Și că tot veni vorba de patron, o să-l prezentăm azi pe primul dintre ei. Imaginele sunt filmate în noiembrie 2012, când ideea noastră de patron la Steaua, ca să folosim o metaforă, era doar un mic jucător de polo în lichidul amiotic al mămicilui. Am început cu Mădălin Voicu Junior pentru că știam că este lista adevărat și un tip super. Mădălin ne-a invitat în casa părintească. Sunt Mădălin Voicu Junior și ne aflăm în casa părintească, în casa în care am născut, am crescut și am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Omul e modest, dar trebuia să explice cumva faptul că a copilărit într-un muzeu casa celebrului violonist Ion Voicu, de pe lângă parcul care poartă acum numele. Pe pianul din living stăteau autografele marilor muzicieni care au vizitat casa de-a lungul timpurilor, majoritatea dintre ei steliști. Apoi, ca să se asigure că este chiar el, nu o sosie sau Mădălin Voicu senior, ne-a cântat valsul numărul 9 de Frédéric Chopin, pentru care l-am rugat să poarte camera la persoana întâi. Iată cum e să fii pianist. Aplauze, vă rugăm! E, v-a plăcut? Așa, da, patron!
După concertul de pian, Mădălin ne-a invitat pe canapeaua Rococo, o operă de artă ca și restul casei, și am vorbit puțin despre Steaua. Mai întâi l-am întrebat care e povestea tatuajului. Povestea tatuajului cu Steaua, care este pe mâna dreaptă, cea a tatălui, este de 6 ani, din 2006, când echipa de fotbal a câștigat ultimul titlu la fotbal. Am aflat de când este stelist Mădălin și ce simte el pentru Dinamo, spre exemplu. Sunt stelist din 1982, de la 9 ani mai exact. Steaua fără Dinamo este pianistul fără pian. Nu cred, eu nu înjur Dinamo, eu îmi susțin echipa. Bunicul meu Ion era stelist, dar nu anul ăsta a constat faptul că eu am devenit stelist. Iar la final l-am rugat să facă un clasament al primelor trei sporturi ca spectacol. Fotbal, handbal, basket. Dar mă rog, a nimerit-o, doar că le-a pus invers. Ne-am dat întâlnire la 6 seara înaintea meciului și asta a fost. Bine, să mă aranjez, să mă fac așa cum să fiu un, trebuie să fiu un domn, e bine să fiu un domn. Și la 6 vă aștept. 6 și un sfert fix. Salut. La 6 fix ne-am înfățișat la poarta casei cu un taxi londonez de epocă. Noi parcă intrasem într-un film de Sergiu Nicolaescu cu Mădălin pe post de comisarul moldovan colț cu lăscărică. Mădălin a fost invitat pe locul ambasadorului alături de Virgil. Ce au vorbit ei acolo sunt întrebări importante, le știu mai bine. Cert e că fain se vede Bucureștiul când ești patron în limuzină. Am ajuns la sală chiar înaintea meciului și l-am invitat pe Mădălin pe fotoliul de patron, fix în crucea lojei. Ușor, frumos! Da, Biro! Patronul s-a întreținut cu președintele pe tot parcursul meciului. Exact ce mai e nevoie. Aș avea nevoie de vreo 200.000 buget. Da. Știu că nu la asta te referi. Nu, am nevoie de să facem tot timpul câte ceva, știi? Să cântăm imnul sau... Eu vreau, uite, și poate cu asta am ajuns, să ne facem imnul. Și nu filozofăm, nu sunt Schopenhauer și nu ești... Și persistă. Deci vorbim ca între doi oameni care vor performanță. La pauză, Mădălin a fost invitat pe parchet să dea un coș, dar se pare că pianul presupune arte reflexe. Virgil i-a arătat cum se aruncă la coș fără să te uiți spre panou, ceea ce nu e la îndemâna oricui. De asta se zice despre Virgil Stănescu că ar fi în stare să arunce la coș și în somn. Are început partida. Iar în al treilea sfert ai noștri au făcut show. Paliciuc aruncă o pasă luminoasă, iar Petković zboară în aleiup. Loja oficială e în delir. Unde-i sutana de puncte? La un moment dat, adversarii s-au apropiat periculos de mult, la doar 99 de puncte, motiv pentru care instinctul de patron s-a dezlănțuit. Ai zis 100, mi-aduci 100. Da, patroane. Mădălin își voia diferența promisă, așa că antrenorul i-a biciuit de pe margine pe băieți până când diferența a rămas scrisă din 3 cifre. Și pentru că a 6-a special avea nevoie de un final epic, priviți aici ce se întâmplă pe teren. Mai sunt 10 secunde de joc. Patronul urmărește meciul în picioare. Coș fenomenal, pe care vi-l prezentăm din toate unghiurile posibile. Bucurie maximă la lojă, în tribune și pe teren. Mulțumim, Mădăline, să-ți fie de bine! Numele unui compozitor pe care mi-aș tatua ar fi Mozart, fără ezitare. Unde ți l-ai tatua? Pe mâna stângă. Asta e mâna stelei.
Ăsta a fost primul episod din Patron la Steaua. Luați de la noi niște imagini din episodul viitor cu următorul patron și cu spectacol cât cuprinde. Probabil sunt mai mult stelist de când am fost la primul meci cu Dinamo Panathinaikos pe groapă. Ne vedem duminica viitoare, tot aici, pe sport.ro. Mă stâng aici în loc. Stai că vorbesc cu driverul. Stai. Și aici dreapta brusc. Și ieșim la povară, facem. Da, da. Ce da, sunt cu capitan. Fondurile, alea sunt. Păi știu că sunt, că le-am semnat. Deci capitanul spune că să te sun, că nu știe exact ce și cum. Păi vorbiți, frate. Hai că n-am timp, că-ți mă duc la meci. Da, da, am. Această emisiune este realizată cu sprijinul BMW România.